Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iluminatul stradal ar urma să fie sistat după ora 23, procesul de învățământ ar putea reveni la regim online, iar cel de lucru ar putea avea loc de la distanță. Sunt doar câteva dintre măsurile care se pregătesc în proiectul unei hotărâri de guvern în cazul în care țara noastră se va confrunta cu o criză energetică generată de limitarea furnizării gazelor naturale. Documentul a fost supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, autoritățile au pregătit trei scenarii în cazul în care țara ar urma să rămână fără 35, 50 sau 100% din necesarul de gaze naturale. Printre măsurile enunțate se numără reducerea temperaturii agentului termic cu 10% livrat în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, de rând cu sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte după ora 23. În același timp, organizarea procesului de învățământ ar urma să se desfășoare la distanță. Potrivit autorităților, elevii ar trebui să învețe online cel puțin 10 zile pe lună. Totodată se propune optimizarea programului de lucru în schimburi sau cu program redus de activitate. Documentul mai prevede trecerea centralelor electrice cu termoficare și a fabricilor de zahăr la combustibil alternativ și reconectarea cazanelor pe biomasă în cadrul instituțiilor publice. O altă măsură ar viza ca termoelectrica să treacă la utilizarea păcurii. Totodată se propune limitarea la maxima temperaturii interioare în afara programului de lucru și în weekend și limitarea temperaturii interioare la 19 grade Celsius în cadrul hotelelor, restaurante, clădirilor comerciale, publice sau gospodăriile casnice. Potrivit autorităților, în cazul în care vor fi aplicate toate măsurile de reducere și atenuare a impactului limitării gazelor naturale, este posibil a fi economisit sau substituit circa 500 de milioane metri cubi de gaze naturale pe parcursul sezonului de încălzire 2022-2023. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că măsurile au fost anunțate din cauza riscului deconectării sau limitării livrărilor de gaze naturale pentru țara noastră, motivul fiind auditul datoriilor nerealizat încă. Spânu susține că, deși Moldova Gaz poartă discuții cu Gazprom la acest subiect, deocamdată nu există claritate și nici siguranță. Am încercat să aflăm detalii despre discuțiile care au loc între Moldova Gaz și Gazprom, dar președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, nu a răspuns la apelurile noastre. Acesta a scris însă pe contul său de Telegram că toată conducerea companiei și angajații lucrează la soluționarea problemelor actuale de alimentare cu gaze a Republicii, iar pentru detalii este disponibil serviciul de presă. Purtătorul de cuvânt al întreprinderii, Doina Deleu, ne-a cerut o solicitare la care deocamdată nu am primit un răspuns. Marți, vicepremierul Andrei Spânu a declarat că, deși ne așteaptă o iarnă dificilă, cetățenii nu vor îngheța de frig. El a precizat că vom avea lumină, gaz și căldură. Mai mult, autoritățile susțin că, în cazul sistării furnizării gazelor naturale cu 100%, ar urma să fie accesat acordul semnat cu Banca Europeană, care prevede un împrumut de 300 de milioane de euro, care ar permite achiziția unor volume de gaze. Totodată, guvernul intenționează să suplinească rezervele de stat de păcură folosite ca alternativă la gazele naturale de producătorii de energie termică. Anul trecut, contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz a fost prelungit pentru o perioadă de 5 ani. Acesta prevedea și efectuarea unui audit pentru stabilirea tuturor cauzelor care au adus la acumularea unei datorii istorice de aproximativ 700 de milioane de dolari. Procedura a rămas nemișcată după începutul războiului din Ucraina. În luna august, Moldova Gaz va plăti 1.458 de dolari pentru fiecare 1.000 de metri cubi de gaze naturale cumpărate de la Gazprom. Potrivit șefului de la Moldova Gaz, asta înseamnă cu 478 de dolari mai mult decât în iulie, când achitase 980 de dolari pentru aceeași cantitate. Urmarea scumpirii, joi, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va decide într-o ședință publică noile tarife pentru gaz. Conform calculelor, consumatorii ar putea plăti aproape 23 de lei pentru un metru cub de gaze naturale.
5 subtulpini Omicron, varianta virusului SARS-CoV-2, au fost confirmate în Republica Moldova de un laborator din Germania, unde au fost expediate 40 de probe. Acestea au fost selectate din diferite regiuni ale țării în perioada iunie-iulie 2022. Materialul colectat a fost trimis în Germania pentru că războiul din Ucraina a creat dificultăți tehnice la achiziționarea reagenților necesari pentru secvențierea probelor la laborator. Autorul virusologic al ANSP, afirmă instituția. Responsabilii din domeniul sănătății recomandă cetățenilor să se vaccineze pentru că, spun ei, aceasta este singura metodă și sigură și eficientă pentru a preveni cazurile grave de boală și de deces de COVID-19. Totodată, oamenii sunt îndemnați să poartă măști în transportul public, centre comerciale și magazine, să respecte distanța fizică între persoane de minimum un metru, regulile de igienă, etc. Amintim că aceste obiecte de protecție sunt obligatorii instituțiile medico-sanitare publice și private. Oficiul Organizației Națiunilor Unite din țara noastră este gata să sprijine autoritățile în cazul unui nou val de refugiați ucraineni. Asigurările vin din partea reprezentantei de țară a Oficiului Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați în Moldova, Francesca Bonelli, care și-a început mandatul în noua funcție. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, i-a mulțumit pentru asistența oferită instituțiilor publice în vederea fortificării capacităților de răspuns la criza de refugiați, făcând referire la migranții vulnerabili, persoanele cu dizabilități, victime ale violenței sau traficului de persoane. După începerea războiului din Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat cu cel mai mare val de refugiați ucraineni din istoria țării, fiind singura țară care a primit cel mai mare număr de sinistrați pe cap de locuitori, au anunțat anterior autoritățile. În prezent, peste 75.000 de ucraineni se află în țara noastră. Prin intermediul programului coordonat de ICNUR, Agenția ONU pentru Refugiați și Ministerul Muncii, fiecare refugiat încasează lunar câte 2.200 de lei, iar familiile care îi găzduiesc primesc în prezent un ajutor unic de 3.900 de lei sau 4.800 de lei în funcție de numărul persoanelor pe care le întreține. Tratamentul maladiilor oncologice devine o prioritate pentru Ministerul Sănătății în perioada anului 2022-2023. Despre aceasta anunță Ministrul Sănătății Alla Nemerenko într-o postare pe Facebook. Aceasta promite că medicamentele vor deveni mai accesibile pentru pacienții din zonele rurale, iar pentru tratamentul tuturor pacienților cu aceste afecțiuni vor fi accesibile preparate compensate. Mai mult, anumite proceduri vor fi simplificate, spune Nemerenko. Astfel, pacienții nu se vor mai deplasa în Chișinău pentru a ridica aceste medicamente, ci le vor putea primi în orice farmacie din țară. La fel, ministrul susține că aceste medicamente nu vor mai putea fi procurate prin achiziții publice care, adaugă ea, asigurau acces la un singur medicament devenit câștigător al licitației. Drept urmare, în farmacii vor putea fi găsite mai multe denumiri comerciale internaționale. Un bărbat a fost imobilizat de polițiști după ce a amenințat mai mulți oameni cu un cuțit. Cazul a avut loc aseară la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Ismail din capitală. Toate s-au întâmplat sub privirile mai multor trecători, unul dintre care a filmat scena cu telefonul mobil. Sedu!
Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, totul s-a produs în jurul orei 17:30. Un echipaj care patrola pe stradă, Ismail, a fost oprit de câțiva trecători și rugat să intervină pentru a imobiliza un individ agresiv. În urma celor întâmplate, bărbatul a fost imobilizat, iar la fața locului a fost solicitată grupa operativă a Inspectoratului de Poliție Centru pentru Documentare și Fixare Acțiunilor Individului. Acesta a fost reținut și escortat la inspectorat pentru audieri. Am încercat să aflăm de la oamenii legii dacă bărbatul se afla sub influența substanțelor narcotice sau a băuturilor alcoolice, însă Svetlana Scripnic nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. Cert este însă că șoferul amenințat activează în calitate de procuror din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a declarat că bărbatul a și depus o plângere pe atacator. Încă o persoană a fost reținută pentru complicitate în scheme de corupție la eliberarea actelor de recepție finală a construcțiilor în nordul țării. Potrivit Centrului Național Anticorupție, este vorba de un agent economic reținut astăzi de ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție ai Oficiului Nord. Individul ar fi unul dintre beneficiarii schemei care ar fi obținut ilegal contra unei mite de 15.000 de lei semnarea procesului verbal de dare în exploatarea unei clădiri destinate activităților comerciale. Amintim că ieri ofițerii și procurorii anticorupție au descins cu percheziții la Direcția Supraveghere Tehnică Nord a Agenției Supraveghere Tehnică și la întreprinderea municipală Biroul Arhitectură și Sistematizare din municipiul Bălți. Acțiunile de urmărire penale s-au desfășurat în cadrul mai multor dosare penale pornite pe fapte de trafic de influență și corupere pasivă la eliberarea actelor necesare pentru darea în exploatare a construcțiilor în zona de nord a țării. Drept urmare, șeful Direcției Supraveghere Tehnică Nord, un inspector principal din cadrul direcției, inginerul întreprinderii municipale Biroul Arhitectură și Sistematizare din Bălți și un agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului și deconspirarea altor beneficiari ai schemei. Pentru a reduce timpul de traversare a postului Vamal Leușeni au fost deschise 5 piste noi de control, pe lângă cele 3 existente, pe sensul de intrare în țară, anunță Poliția de Frontieră. Acest lucru va duce la implicarea mai multor funcționari vamali și polițiști de frontieră în procesul de control și realizarea simultană a procesării unui număr mai mare de mijloace de transport. Conform datelor statistice, anume punctul de trecere a frontierei Leușeni este cel mai solicitat și înregistrează cel mai mare număr de traversări a frontierei de stat. De la 1 iunie și până în 2 august au fost consemnate aproximativ 800.000 de treceri, fiind vorba de persoane, nu și de automobile, cu peste 200.000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră recomandă călătorilor consultarea aplicației Traficul Online pentru a cunoaște în timp real situația din punctele de trecere a frontierei, dar și să își verifice din timp statutul și valabilitatea actelor. Amintim că în luna iunie, autoritățile Republicii Moldova și României au decis activarea unor echipe mixte de control pentru deblocarea situației din punctele de trecere a frontierei, unde sute de camioane cu marfă și alimente așteptau îndeplinirea formalităților vamale din cauza blocajului naval creat în Marea Neagră. Crește numărul cazurilor de diaree acute la copii, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit instituției, în ultimele 7 zile, cifra confirmărilor era de 43 mai mare decât cea din săptămâna anterioară, când existau 407 cazuri. Medicii anunță că indicele s-a majorat în perioada estivală, cauzele principale fiind nerespectarea igienei personale, apa contaminată sau alimentele păstrate în condiții nepotrivite.
Conform rezultatelor investigațiilor de laborator efectuate în perioada 25-31 iulie, din 450 de cazuri înregistrate pe teritoriul țării noastre, 61% sunt copii. Specialiștii din medicină spun că aceștia sunt cei vulnerabili bolilor diareice acute, mai ales în perioada caldă a anului. Cei mai afectați totuși rămân grupul de populație, sau să-i spunem copii, cu vârsta de la 0-17 ani. Cel mai mare număr, dacă e să raportăm, de boli de reici acute sunt înregistrate în perioada caldă a anului. Din cauza că totuși are loc o contaminare mai deasă a produselor alimentare, a bazinelor acvatice de tip deschis. Pe Aliona am găsit-o în Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 din capitală, împreună cu băiatul ei de 2 ani și jumătate, care a fost internat la începutul acestei săptămâni cu diaree acută. Femeia spune că a trăit clipe de groază când a văzut cum starea micuțului se înrăutățește. I s-a ridicat temperatura la copil, asta m-a pus în gardă, avea diaree. A doua zi am observat că i-a apărut sânge, asta a fost luni. Tânăra mamă ne-a povestit că micuțul s-a recuperat după 2 zile de tratament. Noi am dat analizele necesare, am dat sânge pentru biochimie, analize generale la urină. Analizele sunt în normă. S-a recuperat repede. În ultimele zile el a mâncat mult harbuz și piersici. Acum este bine. Ne însănătoșim. Medicii mai spun că diaree acută poate surveni și din cauza condițiilor de preparare și păstrare a bucatelor. Sunt lacune în respectarea igienei personale și, nu în ultimul rând, în procedura de preparare și păstrare a bucatelor. Potrivit administrației Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1, în instituție sunt internați cu boli diareice acute în jur de 55 de copii. Instituția noastră este de 100 de paturi, jumătate din pacienți sunt cu boală diareică acută și jumătate pacienți cu boală respiratorie acută. Este o diversitate a vârstei, la fel sunt și copii sugari, dar sunt și copii mai mari, de 8, 9, 10 ani. Comparativ cu anii precedenți, nu se atestă semnificativ o creștere a cazurilor de boală diareică acută. Potrivit datelor ANSP, în Republica Moldova, anual se înregistrează circa 16-20 de mii de cazuri de boli diareice acute, inclusiv cu până la 10 decese printre copii sub vârsta de 5 ani și adulți. Conform datelor, în structura morbidității, 65-76% predomină copiii cu vârsta de până la 17 ani. În acest context, pentru prevenirea bolilor diareice acute, îndeosebi la copii, medicii vin cu următoarele recomandări: să fie respectate cu strictețe regulile de igienă, imunizarea micuților contra infecției, curățarea și dezinfectarea suprafețelor de bucătărie, respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare și utilizarea apei potabile în prepararea bucatelor. Un bărbat de 63 de ani a suferit reni la un picior și cap după ce a ajuns la fundul unei piscine fără apă. Totul s-a întâmplat în timp ce victima curăța bazinul adânc de peste 2 metri, dar la un moment dat a alunecat de pe scară și a căzut. Cazul a avut loc ieri într-o gospodărie din orașul Codru, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în urma incidentului, bărbatul s-a ales cu mai multe traumatisme. Medicii echipajului de urgență nu au putut să-i acorde ajutor, așa că a fost necesară intervenția pompierilor pentru a-l recupera. În mai puțin de 10 minute, bărbatul a primit îngrijirile medicale de rigoare. Conform IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în 36 de situații de risc. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!